asociațiilor care, la fel, răspunde la asemenea practici, noi, noi politicieni, noi arde, până în alegerile locale, vă aduceți aminte, arunăm în permanență, am tras semnale de alarmă. Cred că ne-am făcut datorie. Ne-am arătat că sunt lucruri care nu sunt la locul lor. Acum, după cum vedeți, lucrurile se desfășoară între oamenii din sistemul respectiv. Este treaba lor. Față de ceea ce se spune mereu în presă, față de activitatea producției cărui și aveți acum un punct de vedere Nu am făcut un punct de vedere pentru conferința aceasta. De ce? Pentru că lucrurile sunt în desfășurare. Vrem să vedem, este adevărat, nu este adevărat, este posibil să fie jocul. Totuși, vedem că acolo se discută despre servicii. Noi suntem partid politic. Noi suntem partid politic, noi nu suntem serviciul de informație. Ei sunt foarte bine cunoscute. Cazuri în ultima vreme numai. Cu 577 de medici care au fost arestați, judecați, sunt în anchetă acum, pentru că au primit mită sub formă de extorsie. Da. Avem cazul judecătorului de la curte de casație din București, care la fel pentru excursie a fost deja condamnat. Și atâtea și atâtea alte lucruri. În cazul Florian Codea, așa cum a spus, erau în excursii plătite de ghiță prin Seychelles, prin Italia, prin Paris. De asta vă întreb, aveți o atitudine față de Nino? Ce considerați? DNA-ul nu trebuie să-l închideți și pe el după aceleași criterii? De ce trebuie să fie o comisie a serii? Eu știam că n-are voie și te va întreba parlamentar acum. Da? E o lege, serii, nu este organ de achetă. Eu nu sunt în comisia de... Nu, parlamentul este lege, dar spune clar că serii nu este organ de achetă.